Salut și bine te-am găsit la un nou unboxing. Astăzi am să vă prezint tastatura mecanică G413 Carbon de la Logitech. Ok, haideți să vedem prima dată ce avem în cutie. Okay. Am să vă arăt absolut toate componentele. Avem câteva butoane de rezervă de la 1, 2, 3, 4, 5 Q, W, R și literele A sud. Ok. Și tastatura în sine. Tastatura G413 de la Logitech este o tastatură mecanică. Personal încă nu am testat nicio tastatură de acest gen. Am primit-o cadou în momentul în care am achiziționat plăcile video Vega 56 și am zis să vă prezint. Probabil că în urmă cu 10-12 ani, când mă jucam pe calculator GP sau Prințul Aladin, nu mai mi-aduc aminte exact cum era jocul acela, numai tastaturi mecanice aveam. Ok, care este diferența dintre o tastatură mecanică și una normală? Am să o descriu în tutorialele viitoare. Acum vă arăt doar unboxing. Da? Are o suprafață metalică de un gri închis. Da? Pe spate avem aceste suporturi ca să înălțăm tastatura. Are un port USB 2.0. Cablul este destul de lung. Are undeva la 2 metri. Dar am văzut că multe persoane care se uită la videourile pe care le-am făcut m-au întrebat în nenumărate rânduri de lungimile cablurilor, atât la surse cât și la tastaturi. Și pot să zic că această tastatură are un cablu de aproximativ 2 metri, da? Cu două alimentări USB. Am să fac un video separat în care am să vă prezint experiența pe care am avut-o cu această tastatură. Până atunci, în cazul în care doriți să vedeți alte videouri pe care le-am făcut, vă invit să intrați pe canalul de YouTube Tutoriale Video sau direct pe blogul tutorialevideo.info. La revedere!